Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la emisiunea Cu Cărțile pe Față. În România, în ultima perioadă, s-a înregistrat o creștere masivă a prețurilor. Astfel, avem o vară incendiară din punctul de vedere al prețurilor și nu numai. Mai mult, guvernul a aplicat noi măsuri fiscale pe care deja le simțim. Totuși, un lucru este cert. Economiile ne vor fi drastic afectate. Cum este România astăzi și ce este de făcut și ce au reușit să facă guvernanții până în momentul de față, bine sau rău? Discutăm astăzi cu domnul Danuț Pop, președintele Partidului Ecologist Român, prezent în Baia Mare. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Cum vă simțiți în România anului 2022, domnule Pop? Vreau să spun prost, dar cam pe acolo. De ce? Argumentați! Nu funcționează absolut nimic, prețurile au explodat, nu am intervenit la timp în octombrie anul trecut, când Partidul Ecologist Român a cerut naționalizarea prin răscumpărare a companiilor de furnizare sau, dacă nu, crearea unei companii unice a statului care să bage în același coș toată energia, atât nucleară, hidro și pe cărbune, să facă un preț mediu. Neintervenind la timp, prețurile s-au dus în sus, n-au mai controlat absolut nimic. Băieții deștepți, șmecherii, se îmbogățesc, profită, iar poporul suferă și, din păcate, și nu le doresc, le-am spus de anul trecut, vor ajunge să-și piardă casa. Dumneavoastră, ați declarat recent că Marea Neagră este o adevărată comoară pentru cei care știu să o valorifice, doar că guvernanții noștri lucrează parcă împotriva românilor. Ce v-a determinat să faceți această afirmație? Simplu. Și cum ar fi trebuit să acționeze ei? Simplu, România are toate resursele necesare pentru a trăi și pentru a mai ajuta și pe alții. Deci acoperă absolut tot necesarul pentru poporul român. Din păcate, nu le exploatăm, le-am dat la alții și, indiferent ce spun ei cu legea offshore, absolut totul, noi trebuia să avem minimum 50% din producție. Nu ne interesează restul, producția să fie 50% noastră, diferența să avem posibilitatea de a o cumpăra noi și avea după aia să o vândă în altă parte. Bineînțeles, cumpărăm la prețul pieței care exista atunci, dar fiind producători, altfel, alte erau prețurile. La ora asta, prețul poate să fie de 3 ori mai mic dacă ar pune în aplicare, dar nu interesează, nu au sânge în instalație, Bruxelles le dictează și execută. Așa să ne explicați ce a promis și ce a oferit coaliția PSD-PNL-UDMR poporului român. Cum priviți dumneavoastră bună lucrurile? Bunăstare și... Bunăstare a promis, vreți să spuneți, da? Bunăstare a promis și, din păcate, e exact invers. Se duc din ce în ce mai jos. Prețurile luând o razna, puterea de cumpărare a scăzut. Nu mai au cu ce-și plăti ratele la bănci, nu mai au cu ce plăti întreținerea, energia, gazul și absolut tot. Din păcate, aici am ajuns. Nu mai funcționează. Președintele Zero a avut dreptate. Statul a ieșuat în frunte cu el, bineînțeles, că el este garantul și el este și arhitectul acestei coaliții, dacă stăm bine și ne uităm. Nu mai funcționează nimic cum ar trebui. Și nici nu văd o reieșire anul ăsta din situația în care mai veni și războiul, s-a mai acutizat problema crizei și nu există ieșire dacă nu iau măsuri urgent de, așa spus, această naționalizare în ghilimele, că eu îi spun naționalizare, e prin răscumpărare până la urmă, nu e i-ai luat-o cu japca și nu-i dai, ai cumpărat societatea și reglementez prețul pe piață. Au făcut-o nemții acum 2 luni, au făcut-o francezii acum vreo 2 săptămâni. Noi nu vrem să facem, că, bineînțeles, companiile sunt ale nemților, a francezilor, a italienilor, măcar dacă rămâne banii la noi, dar nu rămân. Plus că la bugetul de stat au venit foarte mulți bani din majorarea prețurilor. Sunt peste 50 de miliarde. Nu-i vedem nicăieri, ne împrumutăm zilnic, iar nu regăsim acești bani că am făcut
construți o cămilă compensare la prețul energiei ca să îi îmbogățim tot cu băieții deștepți. S-au mai dat niște vouchere sau se vor mai da? Asta e pe partea socială. Dar eu vorbesc compensarea prețului, înseamnă să îi îmbogățim tot pe ei. În locul banii de compensare, să răscumpărăm societățile de furnizare. Ele au fost ale statului. Statul este producător. Da? Nucleare electrică, hidroelectrică, termocentrale sunt proprietatea statului. Nu poți să lași nucleare electrică să aibă profit 250%, 260%. Hidroelectrică a avut 150%. OMV Petrom, ați văzut cel mai mare profit raportat la anul trecut, dar de peste 5 miliarde. Păi vă dați seama că toate astea ținute sub control, reglementate, da, limitez profitul, nu știu, la 20-30% la nucleare electrică, la absolut toate. Adică, oricum, ele produc. Prețul energiei se duce la o treime, adică de 3 ori mai ieftin decât este acum. Domnul Ciucă a afirmat recent că o reducere a prețului mai mult decât e acum nu e posibilă, pentru că trebuie să fim onești, și aici îl citesc pe dânsul, și să spunem oamenilor adevărul. Bugetul e cel pe care l-am făcut public și aceștia sunt banii din care putem să facem compensarea prețului la energie și gaze. A fost declarația dânsului. Câteodată compensarea nu face decât să îmbogățească niște oameni. Nu se ajute poporul. Ei poate să facă, dar nu iau în calcul această, așa zisă, naționalizare sau crearea companiei unice, dacă nu vor, da? Fiindcă băieții deștepți s-au pregătit de anul trecut. Criza mondială este indusă. Anul trecut au încheiat contract pe 3 ani, au cumpărat toată energia, toată producția de energie din România. Anul trecut, în ianuarie sau în februarie, dacă nu mă înșel. Și eu venit cu liberalizarea undeva în septembrie sau august. Da? Deci ei s-au pregătit. Și zic, domnule, nu putem că au contractul, au cumpărat toată producția pe tren. Ok. Le iau producția, nu le-o mai dau, îi despăgubesc cu aceste compensări, ies mai ieftin cu despăgubirea contractelor pe cei 3 ani. Și creez compania unică a statului care țin sub control absolut toate prețurile. Eu sunt producător, nu s-a scumpit apa la care vine la hidrocentrale ca să-mi crească prețurile de 10 ori și nici apa de la nucleară electrică, nu? Absolut nimic, nu. Poate să spunem că se scumpește la cărbune. Da, manoperă și costurile sunt mai mari puțin, dar dacă le bag într-un coș și fac un preț mediu, o să fie suportabil pentru populație. Cum credeți că va fi toamna ce urmează? Foarte. Mai grea decât cea care a trecut? Foarte grea și, din păcate, mulți români vor avea de suferit și, în general, tot cei cu salarii mici și pensii mici sunt cei care sunt și primii care își plătesc taxele și impozitele la statul român și tot ei sunt loviți, din păcate. Și mi-e frică să nu îi vedem pe stradă să-și pierdă casele dintre ei. Din cauza creditelor mari, pentru că unele s-au dublat, altele au crescut foarte mult. Acum depinde fiecare. Îmi explică mie că măresc dobânzile ca să stopeze inflația. Eu nu văd, indiferent cine ce spune, este o găseniță făcută de cei care fac bani, că băncile, nu știu dacă ați văzut, profitul record în perioada asta. La nemți, la francezi, la oricare, era creditul 1%, la noi era 7-8%, plus celelalte comisioane, ajungeai la 10%. Da? Acum s-a dus și mai sus. În România se fură cel mai mult și își bat joc de populație. De fapt, sunt niște cămătari legalizați, băncile, care vine în orice spărăm în ora asta. Dar avem două programe mari anunțate, prin PNRR-ul și Anghel-Salini. Acum, mulți primari, de exemplu, se bazează pe programul Anghel-Salini, un fel de PNRR-2, care spune este bun. Dar în ce privește PNRR-ul, cu toate proiectele de investiții, pentru că cei de la guvernare spun că investițiile vor aduce așa o gură de oxigen. Da, întotdeauna investițiile înseamnă bani la buget. Și se circulă banii și aduc plus valoare.
TVA, locuri de muncă, așa este, circulate și absolut totul. Este normal, dar PNRR-ul, din păcate, nu crede în el. Este făcut cum e făcut de către useriști, în marea majoritate, care Câțu, la fel, tot un fel de useriști era, care nu e interesat decât să se limiteze dezvoltarea țării. Iar Aneliu Salini, după câte știu eu la ora asta, fiecare municipiu de reședință de județ primește 43 sau 46 de milioane, dacă are proiecte, bineînțeles, dacă omul e gospodar. Are proiecte și reușește. Are proiecte și reușește să-i... Dar s-au alocat acești bani pentru fiecare. E bun. Sper ca din PNRR să absorbim cât mai mult pe investiții, numai că, vedeți, ne-au respins programul de irigații, fiindcă nu l-au prins, trebuia să vină. Adică a fost făcut la distrugere. Nu a fost făcut ca să aducă bunăstare. Dar nici guvernanții actuali n-au sânge în instalație, să meargă să dea cu masă la Bruxelles să ne renegocieze. Toată lumea spune că nu se poate renegocia. Ce nu se poate renegocia? Orice contract se poate renegocia. Mai ales acum că e caz de forță majoră. Da? Criza mondială, războiul, absolut toate. Vedeți, s-a renunțat la Green Deal. Da? Venim cu toate înapoi, cu cărbunele. De fapt, nemții n-au renunțat niciodată la cărbun. 40%, 50% din energia lor era pe cărbun. Nu știu în câte comune ați fost dumneavoastră în ultima perioadă, dar noi am cam mers prin localități să vedem, să luăm pulsul de acolo și apă, canalizare, gaz, unele la pământ. Nu prea putem vorbi astăzi de așa ceva. Toți așteaptă nu știu ce, prin programe, să așteaptă bani de la București, dar aceștia nu se regăsesc. Nu se regăsesc fiindcă... Drumuri, ce să mai spunem? Trebuie făcute proiecte. În primul rând, administratorii edilii locali trebuie să facă proiecte ca să poți să accesezi. Sunt și fonduri europene, sunt și fonduri de la bugetul de stat. Iar asta cu apa și canalul, din păcate, și aici ne bate în joc tot de românul amărât. Fiindcă apa și canalul sunt făcuți pe banii noștri, indiferent că sunt bani de la bugetul de stat sau bani din fonduri europene, tot din banii noștri. Că noi cotizăm la Uniunea Europeană, nu ne dau ăia bani pe gratis. De ce o dăm unei societăți la rețeaua de distribuție apă și canal și ăla vine cu prețurile care vrea, în loc să o administreze administrația locală, să-i facă întreținerea și mentenanța și veți vedea că prețul se va reduce la cel puțin jumătate în momentul ăla pentru consum. Nu mai trebuie să plătească omul de două ori prețul. Nu ne obligă nimeni. Nu e prost cine cere, e prost cine dă. Dar la Bruxelles zice, da, faceți aia sau face, dar nu te poate obliga. Ei propun, fac niște propuneri. Iar noi suntem primii care sărim, da, imediat, stăpâne, noi le facem pe toate. Adică sunt multe, multe soluții pentru a face viața mai ușoară românului, având în vedere că, totuși, noi avem niște salarii de, cum să vă zic, față de restul Europei, de Europa Occidentală, undeva pe la 15-20%. Dar și dările pe care le dau la, le plătesc la stat, agenții economici, sunt cele mai mari. Pe salarii, da. Cele mai mari impozite. Și acum au mai venit și mai... Plus, aflăm că în alte state europene sunt multe alte facilități pentru cei care deschid o afacere. Da, și noi am propus, eu, Partidul Ecologist, de fapt, a propus 10.000 de euro pentru fiecare român care vrea să întoarcă în țară primă de instalare și să stea angajat minimum de 3 ani de zile. Am propus 100.000 de euro pentru fiecare vine și își deschide o societate cu câțiva angajați. Acum văd că au dat drumul la un program Startup de 50 de mii pentru de diaspora. E bun, e foarte bun ca să încercăm, da.
Credeți că se vor întoarce România acasă pentru acest Startup Nation? Sunt foarte mulți care vor să întoarcă, da, să știți. Sunt foarte mulți români care vor să întoarcă acasă. Dar, din păcate, sunt doar pentru 1000 de persoane care vor să deschidă un business. E foarte puțin la... Păi noi avem nevoie de cel puțin 200.000 de oameni forță de muncă. Și importăm de până Nepal, de până Sri Lanka, de pe unde... Dacă avem românii noștri care sunt foarte bine pregătiți, da? Trebuie doar să-i aducem înapoi, să le oferim un salariu decent ca să poată să trăiască cu familia, da? Și unele facilități. Dar de ce le dăm la ăștia de afară? Că dacă ați auzit și știm cu toții că multe societăți, companii sau multinaționale, cum vreți să vă spunem, au tot felul de facilități. Iar acolo sunt facilități de miliarde. Iar pentru românii noștri nu putem să facem nimic. Domnule Denuț Pop, în 2017 ați fost reales în calitatea de președinte al Partidului Ecologist Român, nu? În martie 2022. Da, ultima, da. Mi-amintesc că atunci, mă duceam în 2017, pentru că atunci ați avut o strategie, da, să fie la alegeri nu știu câți președinți de Consiliu Județean, consilieri locali, primari. Am urmărit așa pe parcurs, da, discursurile noastre. Mult mai de atunci până în 2022, când iarăși ați fost reales președinte, cât ați reușit să atingeți din acel target? Undeva la vreo 60%. De ce? De ce nu mai cred românii un partid vina, care... Doar vina noastră de organizare internă. Nu ați reușit să atrageți suficienți membri? Nu am reușit să ne organizăm cum trebuie. Ca să poți să participi în alegeri și să ai succes, trebuie să fii prezent în fiecare comunitate, în fiecare oară. Să ai organizații, să poți să depui liste. Noi am depus liste doar în 500 de oateuri din 3200, 3300 cât sunt în țară. Este normal că nu puteam să obținem o primarie, 400 de consilieri. E foarte greu. Anul ăsta, la congresul ăsta cu noua echipă, bun. Vreți o reconstrucție a partidului? S-a făcut total, majoritatea sunt oameni noi, aproape în toate județele, cu excepția primarului de la Vâlcea, cu excepția lui Solomon la Craiova, unde e vicepreședinte Consiliul Județean, mai e Tulcea, unde avem viceprimar. Majoritatea sunt noi veniți, inclusiv conducerea centrală este schimbată 100%, adică 99%, pardon. Oameni de afaceri, 80%, inclusiv președintele executiv și prim vicepreședinții, unul dintre prim vicepreședinți, că unul e din Mircea Butău. Sunt oameni de afaceri prosperi, renumiți, care poate să aducă un plus și să ajute la reconstrucția și la organizarea în teritoriu. Aici vorbesc în special de domnul Murad Mohamad. Am înțeles. Felicia și celelalte care îi place proiectul nostru să implică. E și o voce la nivel național în privința turismului, dar la nivel de județe, cum reușiți să reorganizați toate structurile? Simplu, la nivel de județe depinde de echipa din fiecare județ. Ei trebuie să-și pună în aplicare, de fapt, programul care îl avem. Marea majoritate au reușit undeva, sunt la 80% din teritoriu. Mai avem de lucru încă în câteva județe. Și vorbim de partea de sud-est a României, prin Moldova, deși avem câteva județe unde stăm bine, avem la municipii și suntem... Iar la un Ardeal stăm foarte bine pe Maramureș, Bistrița, Sibiu, Brașov, Hunedoara, Timiș, Caraș. Mai vorbesc de, vă ziceam, de Dolj, Vâlcea, unde avem un primar și
Argeș, adică suntem foarte bine structurați. Mai avem încă mult de muncă, mai avem 2 ani de zile, sper că anul ăsta să depășim 2000 de UAT-uri. Da, pentru că 2024 va fi un an plin de alegeri. Veți fi pregătiți până atunci? Da. Timpul nu e scurt? Este scurt, dar la ora asta am depășit 1500 de UAT-uri. Sper că la sfârșitul anului să depășim 2000 și în 2024 să ne apropiem de 2500-2700. La un moment dat, per... Să faci toată țara. Da. La un moment dat, PER era criticat pentru că atrăgeau oarecum traseiștii care nu se regăseau în alte partide. Da, anul trecut când am încheiat ciclu după 2020-2021, n-am vrut să mai candidez și am vrut să renunț și am făcut curățenie în partid. De-aia sunt toți oameni noi. Deci nu mai e niciunul din cei care au fost înainte. Este o echipă cu totul schimbată. V-am dat doar trei exemple sau trei lideri care mai sunt din 2020. Restul sunt 2021. 80 ceva la sută dintre ei. Ne-am reașezat și am spus că doar noi, fără alții din afară, care noi am crezut că, având experiență politică, poate să ajute, dar din contră uneau tras în jos. Adică nu au prins la electorat, electoratul era sătul de ei, plictisit, nu mai aveau încredere în ei, promisiuni de-a lungul timpului au fost foarte multe din partea zonei și ne-au sancționat. Și ne-am învățat lecția, sper că ne-am învățat lecția. Totdeauna trebuie să învățăm din greșelile care le facem. S-au mai făcut recent anumite sondaje și avem unul sondaj Avangard realizat la comanda PSD. E zero. Spuneți. Nu suntem pe grilă la Avangard. Nu sunteți, pentru că PSD ajunge la 37%, urmat la mare distanță de PNL, AUR și USR. La Avangard nu suntem, suntem doar la Curs și la Sociopol. Avangardul nu ne pune pe grilă. Bun, acum știți cum e. Sondajele sunt contrapost. Și da, de multe ori și în alegeri am văzut. Multe ajungeau acolo la procentul la care se așteptau partidele. Știți cum e cu publicitatea asta. Dar că, până la urmă, în alegeri vine și votul util. Și când un an de zile te vede la 2-3% nu-ți mai dă vot. Și se duce pe votul util. Sunt gândite toate. Nu sunt un specialist în zona asta social media, dar îmi dau seama. E foarte greu. Vom arăta abia după ce terminăm cu organizarea și o să avem oameni în toate UAT-urile, adică toate. Aveți un termen până la care v-a stabilit această reorganizare? Anul viitor. Deci anul viitor? Anul viitor și anul viitor să și pregătim. Până la finalul anul viitor? Da, să pregătim și listele anul viitor pentru fiecare primărie, să le avem dosarele făcute. Asta este la ora asta. E greu de atras membrii, domnule Danos Pop? Să știți că anul ăsta foarte mulți oameni și oameni, v-am spus, oameni de calitate, oameni de afaceri, oameni care n-au mai făcut politică, care vor să se implice, care vor să demonstreze că au ceva, au o experiență. Am renunțat, v-am spus, la vechii politicieni și la cei care nu au experiență. Studii pe afară, dar n-au muncit în viața lor nimic. M-am lămurit cu USR-ul și cu tot ce a fost și ce pot. Da. Dar mulți trebuie să-și creeze notorietate. Da, e de muncă, dar notorietatea ți-o creezi organizând județul din care faci parte foarte bine. În momentul când ți-ai organizat și ai în fiecare comună 10-15 oameni care pleci la drum, vă dați seama că notorietatea ușor-ușor se face și după aia începe mass media care trebuie să aibă grijă să aibă apariții mass media, care enorm de mult contează. Din păcate, pe mine mă depășește puțin Facebook-ul și
lucrurile astea. Nu-mi plac, de fapt, nu, că sunt oameni care încep să se ocupe. Am spus, suntem în formare, că ne coagulăm echipa. Am înțeles. Nu ne cunoaștem foarte bine unii pe alții, dar din toamna asta o să intrăm în linie dreaptă și în plin. Mulțumesc pentru participarea la emisiune. Vă mai așteptăm. Și eu vă mulțumesc. O seară bună. La fel. Doamnelor, domnilor, pauză de publicitate și revenim cu un alt invitat imediat.